Două persoane au ajuns în această dimineață la spital după ce autoturismul în care se aflau a fost implicat într-un accident de circulație pe autostrada A1 dinspre Timișoara înspre Arad. Șoferul a schimbat banda de mers fără să se asigure, acroșând astfel un camion care se deplasa regulamentar în fața sa. În urma coliziunii, autoturismul care a provocat accidentul a fost puternic avariat, iar cei trei pasageri aflați în mașină au fost răniți. Doar doi dintre ei au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Conform reprezentanților ISU Banat, pentru eliberarea uneia dintre victime a fost nevoie de intervenția echipei de descarcerare. Oamenii legii sosiți la fața locului au deschis în urma cercetărilor un dosar penal pe numele șoferului vinovat pentru vătămare corporală din culpă. Circulația rutieră pe autostradă a fost blocată mai bine de o oră.